Până acum nu s-a luat concret decât decizia de a înființa o comisie care să analizeze oportunitatea și modalitatea fuzionării celor două instituții teatrale din Râmnicu-Vâlcea. Se speră ca prin contopire să se reducă cheltuielile și teatrul să beneficieze de un sprijin financiar sporit care ar duce la creșterea numărului de reprezentații și de spectatori. Pentru un oraș cum este Râmnicu-Vâlcea, două teatre înseamnă prea mult. Înseamnă și bani cheltuiți foarte mult de la bugetul local și teatrul și filarmonica, două instituții singure de fapt de cultură ale municipiului Râmnicu-Vâlcea, consumă bani foarte, foarte mulți, ele nu se pot autofinanța. Cred că Anton Pan va înghiți, să zic așa, teatrul municipal Ariel, nu vor avea de suferit angajații pentru că se va găsi o formulă pentru a fi angajați toți la teatrul Anton Pan. Până acum nu s-a luat concret decât decizia de a înființa o comisie care să analizeze oportunitatea și modalitatea fuzionării celor două instituții teatrale din Râmnicu-Vâlcea. Se speră ca prin contopire să se reducă cheltuielile, teatrul să beneficieze de un sprijin financiar sporit și să crească numărul de reprezentații și de spectatori. Această discuție am făcut-o cu domnul primar la modul constructiv, nu destructiv. Și de-aia vrem să și analizăm foarte bine, să vedem ce implică economic, juridic, să vedem ce implică tehnic, ce implică la nivelul salarizării investițiilor și așa mai departe. Despre posibilitatea unificării celor două teatre se vorbește de mai mulți ani. Cei mai vehemenți în respingerea unui astfel de demers au fost, cel puțin până acum, directorii celor două teatre. Nu înțeleg ce înțelegem noi prin două teatre, pentru că dacă mi-ar fi pus mie personal această întrebare, eu le-aș fi răspuns că Sfântul Gheorghe, care este un orășel, un municipiu, nici măcar cât Râmnicu-Vâlcea, are patru. Teatrul este o completare, teatrul este pentru toată lumea, teatrul este pentru toate categoriile și teatrul ce face? Educă. De asta este foarte bine să fie mult mai multe instituții de cultură care el scot societatea de undeva, de unde s-a afundat. Teatrul de stat Anton Pan este cel mai vechi din municipiu și este finanțat de Consiliul Județean, în timp ce Teatrul Ariel se află în subordinea primăriei Râmnicu-Vâlcea.